Dacă oamenii sunt la lucru, ia să încercăm să stăm de vorbă puțin cu oamenii. Astea sunt sculele voastre electronice de tăiat, de tuns oile. Asta este foarfeca, le luăm de la piață, de la rupia și cu acestea tundem. Acum, munca trebuie plătită, vă întreb și cu cam cu cât tundeți voi oile. Băieții mi-au spus, da, care e prețul vostru? 5 lei. 5 lei de oaie? Da, da, da. Cum ți se pare? E mult, e puțin? Păi, na, nici nu poți să iei mult la om, că lâna nu ia nimeni. Și coase cere un preț ca să poți să fie bine și pentru noi și pentru el. Voi de când lucrați astăzi aici? De azi dimineață. În continuu? Da, da. Și când o să terminați? Spre seară. De unde ai învățat să tunzi? De la taică meu. Tot așa tundea? Da. Cine e taică tu? Ia să mergem un pic până la taică tu. Zi-mi și mie, care este secretul când tunzi o oaie? La ce trebuie să fii atent? Păi trebuie să fii atent să nu o ciupești. Odată, asta da, e clar. Aia trebuie să fii foarte atent. Da. Că pe copiii care i-am învățat tineretul din aia zic, bă, să tunzi curat și să nu ciupești. Că nu le place la nimeni când ciupești oaia. Să fie curată, să nu-i luați floace, cum îi zicem noi, că să târie după ea, uite așa, uite, exemplu așa, se lasă, știi, să nu-i lași, uite, pe la, să fie curățată, cât de cât să fie frumos, știi, să nu aibă. Și atunci omul e mulțumit. Cam cât durează să tunzi oaie? E, maxim 2-3 minute, e gata. Păi atunci eu te-aș întreba, pentru 2 minute e 5 lei, nu-i mult? Păi nu e mult, că acum nu banii, eu vedeți că nu e baloni. Te duci cu 100 de lei la magazin și vii cu plasa goală. Că ce să mai un pachet de țigări 20 de lei, să zicem, care fumează, nu. Că nu-i musa să fumie. Așa e. Și o pâine 5 lei, 6 lei, 7 lei pâine, nu. Și mai trebuie și o bere pe căldura asta. Păi trebuie, că uite, nu, asta e problema. Acum, uite, a ieșit soarele, dar a început să plouă. Întrebam și pe băiatul tău, ce faci acum când plouă? Când plouă, exemplu, am mai tuns și pe ploaie, care au saivane, le bagă la saivan și să nu vie de sus. Tunsul nu e totul, pentru că lâna trebuie înnodată și nu e chiar la îndemâna oricui. Mădălin are și știința și forța necesară. Deci ăsta e cu jocul la oaie, cum zicem noi. Nu. Deci o apuci de la un cap și sucești până când se învârte. Și când simți că ea e învârtită bine, bine, pui piciorul la capul celălalt și atunci pui mâna la mijloc și o sucești și faci un nod și le dăm nod. Uh-huh. Aha, și asta e gata. Da. Am să încerc pentru prima dată în viața mea, puțin de tot, să tund o oaie. Așa, uite vă las aici și vă dau foarte ca mână. Pune mă să de picioare, ia. De cap și eu. Așa, că trebuie să fiu. Așa. Dar nu trageți de lână. Nu trageți, nu. Băgați foarte ca fără frică. Nu trebuie să țineți mâna. Da. Mâna aici. Păi și dacă o ciupesc? Nu o ciupesc. Aoleu, săraca. Credeți de aici? Apasă. De mai în față. Mai din față și trebuie să apăs pe ea. Da, așa, da. Bun, hai să facem și un schimb acum, vă iau eu, eu sunt cu tunsul, tu ține microfonul, ajută-mă, da, te rog. Da. Mai dau o linie, că da, mai da. Acum nu-mi pare așa de greu. Luați degete, să-ți mutează degete. Să iau degete. Nu mutează să-i puține degete, așa. Ca să duce singură luna, de pe oaie. Ai, uf. Acum vă duceți de acolo, veniți iară încoace, tot așa. Dar nu poți să fac o pauză? Ce faceți? Vă dau, dar cum? Termin într-o zi o oaie, ce zici? S-ar putea. Sau mai trebuie o zi? Dar cred că moare. S-ar putea. Moare de plictiseală până atunci eu. Tot mă ții de mână, așa. Și bine faci, că altfel așa. Îmi tai degetele. Asta e cu tăiatul lânii la oaie. Când am întrebat la început, i-am întrebat pe băieții dacă 5 lei nu-i mult. Când am pus mâna pe foarfecă, când am stat aici lângă oaie și când stai o zi întreagă și când ai de tuns, să știți că 5 lei... este așa de puțin pentru cel care tunde, pentru munca pe care o face, pentru cel care e crescător de oi și plătește pentru tuns, da, e, mult. E mult. Așa că trebuie undeva să se înțeleagă. Dar munca de tuns la oi nu e ușoară.